Îmi spui unde ai ajuns, maică? Pe barcă. Poftim? Pe barcă. Ok, este zi sau noapte? Este zi. E singur sau cu cineva pe acea barcă? Sunt foarte mulți oameni. Este o barcă sau o corabie? Corabie. Ok, ești bărbat sau femeie? Sunt bărbat. Care este numele tău din această viață? Joseph. Joseph. Câți ani ai? 32. Ok. Unde vrei ca să mergi cu acea corabie? Pe insulă. Ce se află pe acea insulă? Moră. În ce ești îmbrăcat? În ce ești îmbrăcat, Joseph? Deschide ochii și ridică-te din pat. Iar acum o să număr din nou de la 1 la 5, iar la 5 revii complet în starea de conștiință. 1, 2, 3, 4, 5. Deschide ochii. Dă căștile, băgam iar picioarele să-mi bag. Incredibil. 1. Ești acolo. Când ajungi în acel moment, să-mi spui. Sunt acolo. Ok. Am... Ce se întâmplă? Suntem atacați. Ok. Eu. Înainte să fim atacați, mă plimbam, era seara, mă plimbam pe corabie. S-a apropiat o femeie care simt iubirea, simt că o iubesc. Da. Și văd că suntem atacați și cum i-am murit. Ok. Cine a fost acea femeie pentru tine? Nu știu, o simt. Ce nume? Ce nume avea acea femeie? Maria. Ce vârstă avea Maria? 28. Ok. Iar tu ce faci în momentul când sunteți atacați? Încerc să o iau cu mine, dar explodează ceva. Ok. Fix am prins de mână, a explodat ceva și a aruncat-o în mare. Ok. Și ce s-a întâmplat după aceea? N-am mai văzut-o, n-am mai găsit-o. Ce ai făcut tu după aceea? Am vrut să mă arunc și eu, dar când m-au lăsat. Ok. Continua să mergi în acea viață, în viitorul acelei vieți și spune-mi ce faci, unde ești, mergi la un moment plăcut din acea viață. Super. Până gata și urmăresc pe cineva. Ok. În ce an ești? Anul 1768. Ok. În ce țară? Nu știu. Ok. Bun, Joseph. Mergi până în momentul cu câteva momente înainte de a-ți părăsi corpul fizic din acea viață. Și spune-mi unde te afli.
Cel cu rabie. Ok, la ce vârstă? 40. Pe acea corabie la 40 de ani, tu de fapt făceai parte din o corabie de pirați? Da. Ok. Eu eram capitanul lor. Ok. Cum erai îmbrăcat? Avea o pălărie neagră. Da. Ceva roșu pe mine. Ok. Un fel de cămașă. Și pantaloni. Ok. Foarte bine, Joseph. Care era numele corabiei? Santa Ana. Santa Ana. Pe ce mare sau ocean navigai? Oceanul Pacific. Ok. Ce s-a întâmplat cu tine în acel moment? A fost rădat. Ok. Și ce s-a întâmplat? Am fost înjunghiat și aruncat peste bord. Ok. În ce parte ai fost înjunghiat? În spate și în gât. Când ai început să te scufunzi în apă, prin ce parte ți-ai părăsit corpul? Prin ce parte ai ieșit din corpul tău fizic? Prin față. Am ieșit din apă. Ok. Și ce ai făcut după aceea? Mă ridicam. Vedeam cum mă ridic ușor, ușor. Foarte bine. Încep să văd toată lumea. Cum să văd corabia din ce în ce mai mică, mare, tot mare. Foarte bine. Totul se face negru. Ok. Și unde te-ai dus? Ce ai făcut? Văd doar negru. Ok. Foarte bine. Vezi doar negru. Ești și cum... Simt foarte frig. Ok. Ești cumva în afara planetei? Da, nu sunt pe planetă. Ok. Cât timp ai stat în acel spațiu? Foarte mult. Ok. După ce ai stat foarte mult timp în acel spațiu, ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? Am fost subt înapoi pe pământ. Ok. Ce anume te-a subt înapoi pe pământ? Forță. Poftim? O forță. Okay. Simt cum sunt pe, într-un plutesc negru și am fost subt în jos. Foarte bine. Ce este această forță? Cine este această forță care te-a subt înapoi pe pământ? Nu știu. Ok, dar dacă ai ști ce mi-ai răspunde? Pământul. Ok, deci pământul te-a atras înapoi. Da. Ok, foarte bine. Ce ai făcut după aceea când ai ajuns înapoi pe pământ? Am căutat-o pe Maria. Ai găsit-o pe Maria? Nu. Ok, cât timp ai stat pe pământ? Nu mult. Ok. După ce ai plecat de pe pământ, unde ai plecat și cum ai plecat? Nu simt că am plecat de pe pământ. Simt că doar zburam, doar eram. Nu simt că am plecat. Ok. Foarte bine. Nicio problemă. Mergi, te rog frumos, lasă timpul să treacă până în momentul când vei pleca de pe pământ. Până în momentul când vei vedea un tunel prin care vei trece. Și când ajungi în acel moment, îmi spui.
Gata, am găsit. Ok, cum arată acel portal? Este negru. Ok, te atrage acel portal? Simt cum mă atrage, dar eu nu vreau să intru. Nu vrei să te duci în el? Nu. Ok, de ce nu vrei să te duci în el? Nu știu ce mă așteaptă dincolo. Ok, super. Și ce ai făcut? Am intrat. Ok, mergi în tunel și spune-mi unde ai ajuns. Am ajuns într-o pădure. Ok. Cum simți acea pădure? Ca acasă. Foarte bine. Cine te întâmpină acasă? Animalele mele. Ok. Ce animale ai? Am o pisică. Uh-huh. Niște păsări. Ok. O vulpe. Uh-huh. Foarte frumos. Și niște păienci. Uh-huh. Foarte bine, Michael. Iar acum, dacă tot ești acasă, vreau să te duci unde stai, unde locuiești tu acolo acasă. Da, sunt acolo. Ok. Cum arată acea locuință, să mă exprim așa? Este o casă mică, făcută din lemne și pământ. Mm-hmm. Cu niște fân acoperit de o bucată de material pe bos de pat. Ok, Michael. Vreau să intri la tine în casă și să-mi spui cine te întâmpină. În animalele mele, tot el. Okay. Sunt doar eu cu animalele mele. Ok, super. Vreau să atingi acele animale, să le citești informația ADN și să-mi spui adevărată formă a lor. Pisicile le văd ca un fel de monștri. Toți arată ca un fel de monștri, doar că sunt diferiți. Mm-hmm. Pisicile sunt niște monștri foarte mari și puternici. Da. Păienjenii sunt ca un fel de pitici, doar că au fețele foarte deformate și mâini mari și picioare mari. Uh-huh. Iar vulpa alată are silueta unui om, înălțimea unui om, corpul unui om, doar că este negru tot. Uh-huh. Ok, super. Fără față, fără chip, fără... Uh-huh. Bun, mai. Întreabă-i care dintre ei vrea să comunice cu noi. Vulpea vrea. Ok. Cum se numește vulpea? Sodo. Cum? Sodo. Sodo? Da. Ok. Îmi dai voie să vorbesc cu Sodo? Da. Sodo, m-auzi? Da. Salutare. Ce faci, prietene, acolo? Așteptam. Ce așteptai? Să vin acasă. Cine să vină acasă? Stăpânul. El este stăpânul vostru? Da, este stăpânul nostru. Ok. Cum de este stăpânul vostru? V-a cumpărat? V-a câștigat? Sau cum? Ne-a invocat. Ok, super. Ce sunteți voi? Noi suntem ajutorile lui. Ok, bun. Ca și rasă, cum sunteți cunoscuți de către umanitate? Cum vă numește umanitatea pe voi? Demon. Super.
Și cum se numește acel loc în care sunteți acum? Acasă. Mă bucur, dar acasă există pe un tărâm, pe o planetă, într-o dimensiune? Este o pădure. De cât timp sunteți voi cu maică? De la începutul vieții lui, dar că el nu știe. De la începutul vieții lui sau de la începutul vieților lui? De începutul vieții lui. A, deci din viața aia. Da. Care tocmai a părăsit-o. Fain. Păi și cum v-a chemat? Da. Cum v-a chemat? Ce a făcut de v-a chemat? A făcut un viitor în pădure. Da. Noi am auzit chemarea și am venit. Ok, foarte frumos din partea voastră. Ce v-a cerut în acel ritual? Dragoste. O familie. Ne-a cerut să fim familia lui. Poftim? Ne-a cerut să fim familia lui. Ok, și ce ați oferit voi? Ce ne-a cerut? Dragoste și o familie. Ok. Ce anume a trebuit să vă dea el la schimb pentru ceea ce și-a dorit el? I-am cerut fix ce și-a dorit el. Am cerut să ne Da? I-am cerut să ne trateze cum vrea să fie tratat. Da. I-am cerut să ne accepte pentru ce suntem. Da. Doar că pentru protecția lui ne transformăm în animale. Ok. Deci el știa că voi sunteți demoni? Da. Ok. L-ați ajutat cumva în acea existență? Într-un fel sau altul? Da, l-am protejat. Ok, l-ați protejat. Și atunci, de ce nu l-ați protejat ultima dată când a fost trădat și omorât? Pentru că nu ne-a chemat. Ați făcut un contract cu el? Da. Ce stipulează acest contract? Atâta timp cât el va face tot pentru a ne duce nouă bine, a face nouă bine și noi vom face tot pentru a-i face bine. Ok, acest contract are o valabilitate? Până la moarte. Până la moartea din viața respectivă? Da. Păi uite, acum a murit și a ajuns tot la voi. Deci înseamnă că contractul nu mai este valabil. Nu știu cum a ajuns aici. Nu știi cum a ajuns acolo, dar a ajuns acolo. Asta este important. Pentru că el a murit în acea viață și a ajuns înapoi la voi. Deci, Sodo, cred că este momentul, a venit momentul să vă luați rămas bun de la Michael și să lăsați să plece? Dar el are nevoie de noi. Poftim? Are nevoie de noi. Ok, uite că în momentul ăsta vrea să încerce altceva. Ce? Asta nu pot să-ți spun. Ceea de ce? Pentru că nu vreau să-ți spun. Dar noi suntem aici să-l protejăm, noi vrem binele. Ok, mă bucur, mă bucur. Îl iubiți? Da. Wow, demonii știu ce înseamnă iubirea? Da. Ok, de unde știți voi ce înseamnă iubirea? El ne-a învățat. În momentul, dacă acum în momentul ăsta s-ar rupe
orice legătură între voi și Michael, voi unde ați merge? Nu știu. Dar dacă ai ști, ce mi-ai răspunde? Înapoi în pădure. Și nu vă place înapoi în pădure? Dar are nevoie de noi. Ok. Asta rămâne la latitudinea lui să aleagă. De unde ați venit voi? Din adâncurile pădurii. Și vă este teamă să vă întoarceți acolo în adâncurile pădurii? Nu. De acolo ne-am născut. Vă place acasă. Ok, vă place acolo acasă la voi? Da. Păi și atunci de ce nu mergeți acasă și în felul ăsta? Pentru că el încă are nevoie de noi. Ok, eu îți spun sigur că nu are nevoie de voi. Nu să fie singur. Ok. Nu mai avea o familie. Uh-huh. Nu să mai avea cine să-l iubească. Uh-huh. Ok, super. Și știu cum o să fie trist. Foarte bine, face parte din lecția vieții. Acum, Sodo, rămâi acolo și lasă-mă momentan să vorbesc cu Michael. Ok? Ok. Michael, mă auzi? Da. Ai auzit tot dialogul. Ce părere ai? Vrei să păstrezi acești demoni lângă tine? Nu știu. Dar dacă ai ști, ce ai simțit tu că vrei să faci? Eu n-aș simți să-i las, dar știu că ar trebui să-i las. Ok. De ce nu ai simți că ai vrea să-i lași? Pentru că ei au fost singurii care erau lângă mine, că n-a fost nimeni. Au fost singurii care m-au protejat, că n-au vrut să-mi facă rău. Ok, îți înțeleg. A fost singura la familie, a fost singura lucruri, singurile. Ok, Michael, ok, te înțeleg. Dar acum ai încredere în mine să-ți arăt adevărata ta familie? Nu am. Ok. Ok. Tu ai spus că nu ai, eu te-am întrebat dacă ai încredere în mine să-ți arăt adevărata ta familie. Da. Perfect. Super. Întoarce-te și transmite-le mental lui Sodo și la toți care se credeau familia ta că vei pleca acum puțin într-o călătorie. Și dacă îți va place acolo unde vei ajunge, le mulțumești mult și contractul dintre voi s-a terminat. Îmi spui dacă îți comentează ceva la decizia ta. Sunt supărați. Ok. Triști. Ok. Îmi spun că îi abandonez. Ok. Sunt triști și tot spun că îi abandonez. Ok, nicio problemă. Ăsta este un șantaj emoțional. Tu le-ai transmis ceea ce vrei să faci, iar acum vom merge altundeva. O să număr de la 1 la 5, iar la 5, în fața ta, la câțiva metri, se va deschide un portal alb de lumină. 1, 2, 3, 4, 5. Să-mi spui când îl vezi. Îl văd. Te simți atras de acel portal? Da.
intră în el și spune-mi unde ajungi. Și cine te întâmpină acolo unde ajungi? Sunt ca într-un fel de... Este o clădire. Sunt într-o clădire, o clădire veche. Mm-hmm. Ok. Și mă întâmpină o femeie cu haine noi. Îmi dă haine noi. Mm-hmm. Cum arată acea femeie? Este foarte frumoasă. Întreabă ce nume are. Valeria. Valeria. Îmi dai voie să vorbesc cu Valeria? Sigur. Valeria, mă auzi? Da. Bună. Ce da. Ești tu? Ce reprezinți tu pentru maică? Eu doar trebuie să aduc ce are nevoie. Nu sunt doar o slujnică. Ok, perfect. Pe cine slujești? Pe regele Spaniei. De ce îl slujești pe regele Spaniei? Pentru că m-a obligat. Regele Spaniei te-a obligat să-l slujești? Da. Și tu vrei să-l slujești în continuare? Nu am opțiune mai bună. De ce spui că nu ai opțiune mai bună? Pentru că cealaltă opțiune ar fi moarte. Și nu vreau să mor. Vrei să-ți spun un secret? Sigur. Acolo unde ești tu acum, ești spirit, ești corp energetic. Nu ai cum să mori. Nu ai corp fizic. Dar mi-a spus că dacă plec, îmi va tăia capul. Ok. Super. Super. Lasă-mă, te rog frumos, cu Michael. Michael? Da. Cheamă-mă și pe mine acolo lângă voi. Vino. Telepatic, mental. Cheamă-mă și când ajung acolo să-mi spui. Gata. Am ajuns? Da. Atinge-mă, citește-mi informația ADN și fii sigur că sunt eu. Da, tu ești. Ok, transmite-mi să măresc nivelul vibrațiilor până la o infinitate și să-mi spui ce se întâmplă, ce vezi diferit. Văd un fel de strălucire, doar că nu este o strălucire uitare, dar o strălucire slabă. Ok, bun. Și acum să mergem toți trei, tu, cu Valeria și cu mine, și spune-i Valeriei să ne ducă în fața acestui rege al Spaniei care o ține acolo și o amenință că ia capul, că îi taie capul. Și când ajungem să-mi spui. Nu vrea să ne ducă. De ce? Este frică. Transmite-i mental că asta este șansa ei pentru a se elibera, pentru a fi liberă. Dacă vrea să fie în continuare o slujitoare, este alegerea ei și noi nu o putem forța să o ajutăm. Nu vreau să ajut, ea trebuie să fie aici. Poftim? Vreau să ajut, dar ea n-ar trebui să fie aici.
Ok, dar unde ar trebui să fie? Trebuie să fie cu mine. Ok. Dacă ar trebui să fie cu tine, ce reprezintă Valeria pentru tine? Nu știu, dar simt o conexiune cu ea. Simt, de parcă știu. Valeria. Ok, Valeria este Maria din existența care ai părăsit-o? Cred că da. Și dacă ai fi, și dacă ai fi sigur, ce ne răspunde? Da. Atingi-o, citește informația de net și fii sigură că este Maria. Da, ea e. Ok. Ea ce simte față de tine când o vezi? Când te vede? Nu mă recunoaște. Ok. Bun. Dacă ea nu vrea să ne ducă în fața acestui rege al Spaniei, atunci măcar să ne dea indicații cum să ajungem noi acolo. Asta mi-a spus. Ok. Să mergem împreună, noi doi, eu cu tine, în fața acestui rege. Vrea și ea să vină. Perfect. Să vină, să stea în spatele nostru. Și să mergem toți trei. Și când ajungem acolo, să-mi spui. Suntem aici. Ok. Unde suntem? Suntem într-o sală mare. Cu un tron în față în care stă regele. Cum arată acest rege? Are barbă. Da. Este aproape chel. Este tânăr, este bătrân. Aș putea spune bătrân. Ce nume are? Nu știu. Întreabă. Ferdinand. Dar simt că mă minte. Ok. Super. Dai voie să vorbesc cu el? Sigur. Ferdinand, mă auzi? Da. Hola, chica. Ce faci acolo, fată? Hola, buenas tardes. Poftim? Hola. Te distrezi? Cine ești? Moș Crăciun. Nu m-ai întâlnit până acum? Am venit să-ți îndeplinesc o dorință. Spune cine ești. Păi ți-am spus. Nu te cred. Ce chestie, nici eu nu te cred că ăsta e numele tău. Care e numele tău real? Nu trebuie să-l spun ție. Ok, atunci pot să spun Gonzales? Nu. Și atunci cum vrei să mă adresez? Nu spui majestate. Să mor tu. Da. Bă, voi fi majestate, dar nu ești majestatea mea.
Ia zi-mi și mie, de ce ai mințit-o pe Valeria că îi tai capul dacă nu te slujește? Dar nu am mințit-o. Dar? Ai spus adevărul? Da. Măi, ai cojones mari? Da. Păroase? Ce ești tu, de fapt? Sunt rege. Al cui? Al unei regiuni din Spania. Spania de pe pământ sau Spania de sus? Pe pământ. Păi da, dar acum nu sunt pe pământ. Deci nu ești rege. Dar eu dinainte să mă nasc am fost rege și să fiu rege și după moarte. Super! Ești un alt poponar cu... din aia pe cap, coroana. Ok, din ce rasă faci tu parte? Spaniol. De cât timp ți-ai părăsit viața de pe pământ? N-am părăsit-o. Că sunt pe pământ. Poftim? Încă sunt pe pământ. Și atunci ce cauți aici sus? Și ăsta e pământul. Adică vrei să spui că de fapt pe pământ acolo este o extensie a ta, nu? Întrupare de-a ta. Știu că acum sunt un suflet, dar sunt un suflet pe pământ. Da, știu, cunosc procesul. Băi, lăbuță, fii atent aici. Am venit să o iau pe Valeria. Ai înțeles? Dacă vrei să-i trebuie să o cumperi. Și câți bănuți vrei pe ea? O mie de monede de aur. Doar atât? Da. Le vrei acum? Da. Ok, bun, perfect. Lasă-mă puțin cu Michael, te rog. Michael? Da. Iar acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3, exact acolo în fața acestui rege, vor apărea 1000 de monede de aur. 1, 2, 3. Au apărut. Am pungat mâna. Are ceva de comentat? Nu. Perfect. Întreabă-l dacă are vreun contract semnat cu Maria. Nu spune că da, dar eu nu-l cred. Ok, neinteresant. Poate să aibă și 10 contracte. Spune-i că vrem, în schimbul acelei pungi cu aur, să scrie acum rapid de tot un document, un decret, prin care să declare că Valeria este liberă de orice responsabilitate care o are față de el. Vredea față. Întreabă dacă e ceva haios. Am spus un banc? Îmi spune că în momentul ăsta are și banii mei. Și pe Valeria. Și eu nu pot să fac nimic cu privința asta. Ok, nu poți să faci tu, dar poți să fac eu. Își dorește asta? Da. Își dorește să facem ceva? Eu vreau să fac ceva. Ok, ce vrei să faci tu? Mă mor. Nu. Nu. Vreau doar să fie Valeria în siguranță. Ok, dar prin asta nu înseamnă că trebuie să-l omor pe el. Da, dar după poate să fie un pericol pentru ea și pentru mine. Poate? După poate să fie un pericol pentru ea și pentru mine. Ok, nicio problemă. Lasă-mă să vorbesc chiar și cu Ferdinand.
Ferdinand, mă auzi? Da. Băi, te ții de glume de prost gust? Am și bani, am și fata. Ce no. puteți să faceți? A, nimic. Eu ți-am spus că-s Moș Crăciun și pot să-ți îndeplinesc o dorință. Tu așa ai foarte mulți bani în visteria ta? Am destui bani. Ai, da? Dar vreau mai mult. Ok. Deci în momentul de față ai suficient bani, da? Da. Perfect. Eu a zice că ar fi bine să te duci acum să verifici câți bănuți ai acolo în visteria aia. Vrei să faci asta? Pentru siguranța ta, nu de altceva. Nu sunt imbecil. Ce credeți că nu o să știu că fugiți? Nu, că mergem cu voi. Mergem cu tine. Ca să nu știi că eu joc fair play. Ca să nu crezi că fugim. Doar dacă luați voi înainte și eu vin în spatele vostru. Ok, facem și așa, nu este nicio problemă, doar să ne spui pe unde să mergem, ok? Ok. Bun. Lasă-mă cu Michael. Michael? Da. Să ne indice drumul spre visteria lui și să mergem într-acolo și când ajungem în fața ușii să-mi spui. Ok. Gata. Am ajuns? Cum este ușa? Ce culoare? E mare, e lemn. Uh-huh. Are încuietoare? Da, are încuietoare și un lemn care blochează ușa de la se deschide. Uh-huh. Perfect. Iar acum o să număr din nou de la 1 la 3. Iar la 3 absolut toți bănuții, toți banii, toate comorile, toate averile care se află după acea ușă vor dispărea momentan, temporar. 1, 2, 3. Au dispărut. Iar acum spune-i lui Gonzales, pardon, nu, lui Ferdinand, să deschidă ușa și să ne arate fabuloasa lui comoară. Și să-mi spui ce reacție are. Este foarte furios. A chemat soldații. Foarte bine, să dea cu capul de pereți. Întreabă-l, are vreo dorință? Da. Ce? Și vrea banii înapoi. Și vrea mai mulți. Dă-mi voie să vorbesc cu Ferdinand din nou. Ferdinand. Da. Păi, prietene, ce s-a întâmplat? Nu sunt banii. Poftim? Știu că tu ai ceva de văzut. Ești un vrăjitor. Nu sunt banii. Băi, i-am dat la săraci. Dar sunt banii mei. Nu ai săracilor. Și? Și de ce ai dat cu oamenilor săraci banii mei? Pentru că tu ai luat banii mei. Ălea o mie de monezi de aur care ți le-am dat pentru Valeria. Am făcut un schimb și oamenii săraci vând capre pentru bani. Este problema lor. Eu ți-am vândut-o pe Valeria. Cum? Eu ți-am vândut-o pe Valeria și tu m-ai furat. Nu. Ba da. Înainte ai spus că acum ai și pe Valeria și banii mei. Deci ai vrut să mă joci. Să mă faci pe la spate. Da, pentru că eu pot. O să fac ce vreau eu. Da, super. Uite, acum poți să faci din nou, să strângi, te-a pus să strângi bani. Nu o să fie greu, doar o să le iau înapoi de la săraci. Mm-hmm. Asta e problema ta, pentru că eu nu ți-am spus la care săraci am dat. Nu i-am dat la săraci din Spania, i-am dat la săraci din Marea Britanie. Așa că
dacă vrei să pornești un război cu Marea Britanie, n-am nicio problemă, prietene. Și știi ceva? Poți să oprești, bă, și pe Valeria. Nu să pornesc un război. Doar o să iau de la săracii cei care sunt aici. Dacă o să suferă, o să fie vina ta. Nu. Și chiar dacă este vina mea, nu-mi pasă. Nu pare să spun. De ce nu-ți pasă de săraci, răjitorule? Uite că nu vreau. Eu am vrut să-ți ofer un târg cinstit și tu ai încercat să mă faci pe la spate. Și uite, vezi? Nu pe tine. Dar pe ce? Ăsta. Păi atâta timp cât eu vorbeam pentru copilul ăsta și eu ți-am dat banii, înseamnă că cu mine ai avut o problemă. Înțelegi? Majestate. Ca să-mi te iau la înjurături. Ești doar ajutorul copilului. Ce sunt e neimportant. Zic cum vrei să rezolvăm problema. Îți propun un târg, ajutorule. Cum? Îți propun un târg. Ia să auzim. Pământ rege pe jumătate din pământ. Cum? Să dau pe Valeria. Pământ rege pe jumătate de pământ și îți voi da fata. Ăsta e cel mai bun ban care l-am auzit. Ai făcut să râd. De ce crezi că aș face așa ceva? Vrei fata, nu-i așa? Poftim? Vrei fata, nu-i așa? Nu. Am vrut doar să te încerc, să văd ce zici. Cu ce ofertă vii. Atunci ce vrei? Spune-ți prețul. Băi, chiar nu vreau nimic pentru că deja am toți banii tăi. Te-am mințit, mă. Nu am dat la niciun sărac. I-am luat eu. Atunci ești doar un hoț. Foarte bine, sunt un hoț. Dar sunt un hoț inteligent. Mai inteligent ca tine. Asta crezi tu. Pentru oameni fără putere, inteligența e tot. Puterea este mai putere, are mai multă putere decât inteligența. Și ce putere ai tu? Cum ți-am spus? Să mă duc să îmi iau banii de la săraci? E problema ta, e problema săracilor, nu este problema mea. Eu am plecat cu bănuții tăi la mine în buzunar și o să mă distrez de minune, crede-mă. Sau mai este o variantă, dacă vrei să auzi. Îți dau banii înapoi, mi-o dai pe Valeria și semnezi acel decret că nu mai ai nicio treabă cu ea. Și de unde știu că nu o să mă păcălești din nou? De nu o să-mi faci banii să dispară din nou? Pentru că, virgulă, comparativ cu tine, eu sunt om de cuvânt. M-ai mințit mai devreme, ai spus că ai dat la săraci, dar de fapt ai păstrat tu. Da, așa este, te-am mințit pentru că tu ai început să mă minți prima dată și atunci ți-am făcut jocul. Eu nu trebuie să dau socoteală oricărui om de rând. Nici eu nu trebuie să-ți dau socoteală ție, ce fac cu banii tăi. Mă, dar pentru că sunt banii mei. Și iai, poți să iei? Nu poți să iei, doar dacă ți dau eu. Așa că e ascuns. Așa că îți convine afacerea asta sau nu? Dăm mai mulți bani și fata asta. Poftim? Dăm mai mulți bani și fata asta ta. Nu, nu. Măi, tu vrei să rămâi și fără castel? Te întreb ca să știu ce o să fac. Dar cum ar fi dacă ai rămâne fără cap? Păi ia încearcă, poți să-mi iei cap? Chiar vreau să te văd să faci și pe asta. Hai, se umflară mușchii pe tine? Cât de inteligent, vrăjitorule. Deja
mă faci să-mi pierd timpul și răbdarea. Zi, cum facem? Dacă pentru o păsărică renunți, pentru o păsărică care te slujește, o slujitoare, renunți la toată averea ta, n-am nicio problemă. Mă întorc cu spatele și plecăm. Păstrează. Dacă vrei, îți mai dau eu încă trei. Dar, de fapt, sunt convins că găsești o grămadă la tine în regat. Zi, hai, nu mă face să-mi pierd timpul aiurea. Bine, dăm bani înapoi. Dar mai întâi îmi dai bani înapoi. Îmi văd banii. Nu. Tu m-ai fraierit prima dată, acum facem altcumva. Semnezi decretul ăla că Valeria nu-ți mai aparține și după aia, în secunda 2, vei avea toți banii înapoi. Ai înțeles? Și dacă nu am bani înapoi, ce se întâmplă? Îți garantez eu că ai. Spre deosebire de tine, nu sunt cârcotaș. Bine. Bine ce? Voi semna. Perfect, lasă-mă cu Michael. Michael. Da? Să-mi spui ce face. Eu tot am încredere în el, tot cred că o să vină după noi. Ok. Tot cred că cea mai bună soluție este să-l omorăm. Nu. Ce face? Semnează acel decret? Se uită la noi cum vorbim. Uh-huh. Ok. L-a semnat. Ok, să ți-l dea să-l citești. Citește-l să fii atent ce scrie în el. Ecco. Valeria nu mai aparține regatului din Morsia. Poftim? Ecco, Valeria nu mai aparține regatului din Morsia. Okay. E perfect, e semnat, e parafat. Da. Are sigilul regal tot. Mm-hmm. Perfect. În sfârșit e liberă? Acum lasă-mă să vorbesc chiar cu Ferdinand. Sigur. Ferdinand. Da. Acum o să-ți dau banii înapoi. Dacă îți trece prin creierașul tău să faci vreo porcărie, vezi că ne supărăm rău de tot. Ai înțeles? Bine. Perfect. Lasă-mă cu Michael. Michael? Da. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut toți banii care au dispărut temporar din visteria regelui acesta vor apărea la loc. Definitiv. 1, 2, 3. Să-mi spui ce face, ce zice? Își numără bani. Ok. Salută-l și să plecăm de acolo. Dar e cu spatele, Dragoș. Poți să-l măcar să-l închide acolo. Dacă vrei să-l închizi acolo, închide-l, treaba ta. Gata. Ok. Să plecăm de acolo. Am ieșit din casă. Ok. Iar acum transmite mental să vă conduc pe o cărare care va duce exact la portalul care vă va trimite pe tine și pe Maria înapoi la familia voastră de suflete. Și în momentul când întâlnești ghidul tău spiritual acolo, să-mi spui. Nu văd o familie, dar îmi dau seama care este ghidul meu spiritual. Telepatic, cheamă-l, strigă-l să vină acolo lângă tine, în fața ta. Are formă de șoricel. Ok. Atinge-l, citește informația de neșfisit și vezi adevărata formă.
Are formă de înger. Masculin sau feminin? Feminin. Wow, ce culoare au ochii? Albaștri. Părul? Blond. Lung, cârlionțat? Este și lung și cârlionțat. La vârful este cârlionțat, dar restul capului pare drept. Mm-hmm. Buzele sunt subțiri, cărnoase. Are buzele mari, are o subțire. Este foarte mare. Este uriașă. Este îmbrăcată în rochiță, fustă, pantaloni. Nu este o rochie, este un fel de veșmânt alb. Foarte mare. Super. Are poate sutien? Nu știu. Ok, cum se numește? Ce nume are? Nu știu. Întreabă. Spune că pot să-i spun Eia. Eia? Da. Unde ai vrut să vorbesc cu ea? Sigur. Eia. Bună. Dulceață mică, ce faci? Bine. Super. De unde ai tu aripioarele? Așa am fost născut. Cine te-a născut așa? Creatorul tot la tot. Mm-hmm. Și te-ai născut așa cu aripioare? Da. Super. Îmi dai și mie o pană din aripioara ta? Sigur. Super. Mulțumesc. Țin aproape de piept. Te voi proteja. Mm-hmm. Super. Bun, Ea, din câte am înțeles, tu ești ghidul spiritual al lui Michael? Da. Bun, atunci înseamnă că știi absolut totul despre el, da? Da. Ok, care este numele astral al lui Michael? Numele spiritului său. Marcus. Marcus. Ce vârstă are Marcus? 23. 23 de ce? De ani. Ani pământeni? Nu, de anii mei. Ok. Și anii tăi transformați în ani pământeni. Cât înseamnă vârsta lui Marcus? Înseamnă vieți, oh. Secole. Ok, 23 de secole? Da. Super. Cât încarnări a avut Marcus? 5. 5 încarnări doar pe pământ sau pe alte planete? Doar pe pământ. Și pe alte planete? Încă nu a ajuns acolo, încă nu-i timpul să ajungă acolo. Mm-hmm. Ok. Mai tu ești meditată? Nu. Eu sunt tot. Nu. Ai iubit? Iubesc doar creatorul și familia pe care o protejez. Mm-hmm. Amand? Copii? Nu. Bă, du-te de aici, să nu spui că ești virgină. Pentru nu există conceptul ăsta, nu există conceptul de plăcere trupească. Noi nu avem trup. N-ai încercat niciodată să faci sex deloc? Nu. Nu cred, bă, nu, habar n-ai ce ai pierdut. Jur. Ai fost încarnată vreodată pe pământ? Doar ca animal. Opa, și ca animal
Femelă, bărbat, mascul? Femelă. Și nu ți-ai luat-o la buci de la nimeni? Nu. De ce? Mușcai sau ce se întâmplă? Nu, dar nu este bine să combin sufletele astrale cu sufletele trupești. Ah, ok. Acum câți ani ai fost întrupată? În corpul ăsta de șoarece? Mm-hmm. Acum un an. Și te-a prins o mâță și te-ai executat, a? Nu. Ai murit prins într-o biliță, într-o capcană de șoareci. Nu. Eu pot să mor și să mă renasc într-un corp când vreau. Foarte tare. Bun, Ea. De ce Marcus a venit acum în trupul lui Michael și în momentul când are ambiție să facă ceva, după câteva eșecuri, își pierde ambiția sau dorința de a face acel ceva? Pentru că e frică. Ok, super. De ce este frică? De cine este frică? Este frică să mă pierd din nou pe Maria. Ok, Maria este încarnată acum în acest moment al vieții lui din această existență? Da. Ok. Michael o cunoaște? Da. Se repete istoria, este iubită lui de acum. Super. Ok. De ce este greu lui Michael să renunțe la unii oameni? Pentru că el ține la ei. Ok. Chiar dacă mi-ar vrea să facă rău, chiar dacă nu are intenție, el o face pentru lucruri bune. Ține la oameni. Okay. Și este greu să lase un om care vede că este pe o cale care nu este bine, să lase să continue pe calea aia. Ok, am înțeles. De ce nu mai este atras Michael de partea lui spirituală, ca să mă exprim așa? Nu știu. Se trebuie pe el. Bă, mă lași, ghidului spiritual, cum nu știi. Nu mă lua cu bullshit-uri de asta. El era foarte conectat. Și ce s-a întâmplat? Unde a pierdut această conexiune? De ce a pierdut această conexiune? Din cauza cui sau a ce a pierdut această conexiune? Văd că din viața de acum a pierdut-o. După ce și-a pierdut încrederea instinctului. Credeam că după ce și-a pierdut virginitatea. Nu. Ok. A pierdut încrederea în el. A pierdut încrederea în puterilor lui. Uh-huh. Ok, super. Bun, unde este situată această energie negativă, această energie negativă din pierderea încrederii în el și din frica de a o pierde pe Maria? Unde e situată în corpul lui Michael? Fix sub inimă. Super. Crezi că poți să mă ajuți ca să termin mai repede, să bași tu mânuțele tale angelice în corpul fizic și energetic al lui Michael, să scoți această energie și să o pui într-un săculeț energetic, să o arunci în soare? Dar el poate să o facă singur. Este foarte puternic. Chiar are mai multe puteri decât ai putea nici tu să crezi.
Este o persoană foarte specială. Dacă învață să facă chestia asta singură, nu o să fie de ok. Okay. Să-și controleze puterile și cum se controleze pe el însuși. Mm-hmm. Super! Promite că de acum încolo așa va face, dar până se apucă el de treabă, vreau să-l ajut tu. Ok. Și dacă tu îmi spui că promite, eu am încredere în el. Da, 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 categoric. Asta este puterea exemplului. Tu acum îi arăți cum să facă, el vede de la tine și după aia o să facă el de acum încolo. Ok? Ok. Super, Marfa, apucă-te de treabă, lasă-mă cu Michael. Michael? Da? Îmi spui ce face? Am băgat mâna în piept, caută ceva. Nu, în pantalon trebuia să bada în piept. Ok, să caute. Ouch. Ce este? A scos ceva din mine, dar a durut foarte mult. Ok, super. Să pun într-un săculeț de energetic, să arunce în soare. Aruncat. Perfect. Super. Cum te simți acum? Mă dore foarte tare pieptul. Ok. Simt parcă o bucată din pieptul aproape mi-a ieșit și am un gol. Uh-huh. Ok. Iar acum spune-i să-ți pună o mână pe ceafă și una pe frunte, să te energizeze suficient de mult, astfel încât fluxul de energie să-ți trece prin toate chakrele și să umple acel gol care l-a lăsat în urmă. Gata. Te simți mai bine? Ești ok? Da, o simt mai bine. Uh-huh. Super. Acum simțeam un frig extrem de mare. Acum nu este cald, nu este bine. Uh-huh. Foarte bine. Este normal pentru că ți-ai echilibrat fluxul de energie din chakre. Cu toate aceste frici care erau în tine, practic din aceste frici, din acest pachet de frici, erau și frica să nu-ți dezamăgești familia și frica să nu te dezamăgești pe tine și toate fricile care ai avut în tine le-a scos și le-a aruncat. Ai înțeles? Ok. Iar acum vreau să mergi tu înapoi în timp, puțin în timp, și să mergi până în momentul când aveai acele vise când cântai pe scenă. Gata, sunt acolo. Ok. Descrie-mi acea scenă, te rog. O scenă așa. Acea scenă face parte din una din viețile tale anterioare? Nu. Ok. E ceva ce nu s-a întâmplat. Uh-huh. Dar se poate întâmpla, este un viitor posibil. Da. Ok, foarte bine. Revin înapoi în timpul prezent unde îți vorbesc eu. Ok. Iar acum, Michael, vreau să-mi spui rapid de tot de unde apar aceste conflicte cu fratele tău. De la ce apar? De la ego-ul lui. Ok. Super. Aceste rune care ți le-ai tatuat pe tine, pe corpul tău fizic, te influențează într-un fel sau altul?
Da. Ok. Cum te influențează? Când am momente, când, de exemplu, nu am energie, mă gândesc la runa de energie și încerc să-mi imaginez cum acea rună îmi produce energie. Și am momente care simt, cum fix din punctul ăla pleacă o căldură în tot corpul. Mm-hmm. Bun, deci aceste rune sunt benefice pentru tine. Da. Ok. Având în vedere că ai avut doar 5 vieți, dacă am reținut bine, pe pământ, mergi rapid de tot în toate aceste viețile și spunem dacă într-una dintre vieți ai avut vreo tangență cu magia sau o înclinație spre magie sau ai practicat magia. Da. Ok. Care din ele? În care eram în pădure. Ai practicat magia? Da, eram singur în pădure. Familia mă gonise. N-aveam pe nimeni. Ai practicat magia sau vrăjitoria? Este o mare diferență. Am practicat demonologia. Adică vrăjitoria. Da. Vrăjitoria se ocupă cu ajutorul forțelor duhurilor și a spiritelor. Magia se întâmplă cu ajutorul forțelor pământului și a planetei, ale naturii. O să vrăjitorie. Ok, super. Bun. Oricum, ai rupt și contractul cu acea familie de demon care îți ziceau că sunt familie, acum ai recuperat-o pe Maria înapoi. Singura chestie este să ai grijă de ea. Ok? Te simți bine alături de ea? O iubesc din tot sufletul. Poftim? O iubesc din tot sufletul. Ok. Foarte bine, Michael. Iar acum ceea ce vreau rapid de tot este să mergi pe o cărare de munte până când și să urci spre muntele ăla rapid de tot până ajungi când în fața unei cave, peșteri. Sunt aici. Ai ajuns în fața peșterii? Da. Ok, aceea este peștera unde se află comoara ta, abundența ta financiară. Vreau să intri în peștera aia și să-mi spui ce vezi. Nimic. Nici măcar lilieci? Nu. E goală? Nu văd nimic. Ok. Fiind acolo în peștere, dă-i timpul înapoi până în momentul când o să vezi cine ți-a furat comoara, abundența financiară. Este o siluetă. Umană? Umanoidă? Este umanoidă, dar nu este uman. Ok, dar ce este? Ok, este o entitate. Uh-huh. Ce face în acest moment acea entitate? Caută lucrurile care nu sunt cele mai de preț. Ok. Ceea ce vreau acum este să mergi tiptil în spatele acestei entități și când ajungi în spatele ei să-i spui freeze, motherfucker, te-am prins. Să-mi spui ce reacție are. Să speriați, m-a atacat.
Ok, uh-huh. Bun, ce a făcut după aia? Se face mai mare. În ce mai mare. Uh-huh. Super, lasă să crească. Un zgomot foarte urât. Poftim? Face un zgomot foarte urât. Sper că nu bese. Nu. Ok. Întreabă-l ce vrea, de ce ți-a luat comoara respectivă, abundența ta financiară. Pentru că îi place să mă vadă cum o chine. Ok. Cum se numește? Nu vrea să-mi spună. Atâta timp cât ți-a luat bunul tău, este obligat să-ți răspundă. Transmite-i telepatic aceasta. Spus că nu o să-mi spună, pentru că odată ce știu numele, am puterea asupra lui. Tăi trăznirea, dracii, se prinsă de vrăjeală. Ok. Bun. Ești în momentul ăsta acolo, cu el și cu tot ceea ce ai tu mai de preț. Ok? Perfect. Salută-l, ești din peșteră. Okay. Iar acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3 tavanul peșterii se va surpa și gura peșterii va fi închisă, sigilată complet. 1, 2, 3... Ok. Acum, toate bogățiile tale financiare sunt acolo. Asta n-a fost eu. Te-ai trezit. Asta ce am zis, nu m-am asoțin acolo în cameră. Na. Oricum, ăsta era ultimul punct și am rezolvat totul.